Da, mă, și mi se pare atât de interesant că, uite, înainte nu e, când nu era internetul, noi nu știam despre lucrurile intime care se petrec în fiecare familie. Asta este ceva ce am descoperit cu internetul. Și ceea ce este foarte interesant este că, cu toate că nu știam lucrurile astea, modul în care ne certau și ne băteau ai noștri și ne pedepseau era cumva o experiență comună. Nu? Sunteți de acord cu asta? Cumva se întâmpla la toată lumea la fel. Și de aici putem trage următoarea concluzie. Pentru că asta înseamnă că undeva, ascuns în fiecare dintre noi, undeva în subconștientul colectiv, există fraza: eu te-am făcut, eu te omor. Nu? Că nu-i ca și cum se întâlneau părinții noștri la o cafea și zicea: auzi tu, Cornelia, tu când îți bați violent copiii, tu și zici ceva sau doar dă-i mie așa ca sălbatica? Nu, eu și zic: eu te-am făcut, eu te omor. Că parcă dau mai cu poftă așa, nu știu. Da, mă, uite ce treabă, am să încerc și eu pe Vlăduța meu. Bă, și se întâmpla câteodată, se întâmpla, de luai bătaie și nici măcar nu știi de ce. Te gândeai, bă, ui fi făcut eu ceva. Eu mai țin minte că odată am luat bătaie că m-a călcat mașina. Și tot ce a rezolvat asta a fost să țin secret a doua oară când m-a călcat mașina. Serios, dacă aveți un prieten care nu minte, ăla nu e un om prost. Ăla e un om care n-a luat niciodată bătaie de la părinți. Ăla a avut o copilărie fericită, asta s-a întâmplat acolo. Și faza este așa că, eu știu, eu sunt conștient că trebuie să ne respectăm părinții, că ne-au crescut și și-au dat tot interesul pentru unii. Dar ideea e că... Nu, dar trebuie să-i respectăm. Ideea este că... Uite, trebuie să recunoașteți că câteodată și-o ardeau puțin cam prost. Uite, hai să vă dau un exemplu, da? Câți dintre voi aveați pe caiete pete de stilou întins de lacrimi? Pentru că nu știi câte mere are muista de Ana. Nu? Stătea cu cureaua în spate acolo și era: dacă nu știi câte mere are, dragul tău. Și eram femeie, am 10 ani, mă doare în pulă de Ana și de merele. Eu sunt la vârsta la care descoper zona asta. Eu mă ating aici și mă simt bine. Asta fac acum la vârsta asta. Anunță-mă când se fute Ana. Se fute Ana, că altfel nu mai... Da, mă, și pe aceea mai băga și chestia. Nu știu, domne, la copilul ăsta nu-i place școala. Doar îl bat de fiecare dată când învață și nu-i place, nu știu, seamănă cu taxo, trântor. Serios, dacă bați un om care mâncă pizza, omul ăla o să urască pizza. Că o să-i zici: bă, Alex, bă, ți-au și ție o pizza. Ce? Nu. Și știi cu aia, te-ai luat de la pizza, da, frate, nu știu, parcă mă ia în joc, fiorbe la spate. Bă, și erau niște vorbe care circulau ca niște meme, tot așa înainte de internet, și erau vorbele alea pe care atunci când le auziai, preferai să ții un genunchi în fica decât să le mai auzi încă o dată. Și sigur le-ați auzit, vorbele alea cu: Alex a luat 10? Tu de ce n-ai luat 10? Și eram: Țiria care miliarde, tu de ce n-ai miliarde? Nu? Dacă ne-o ardem așa? Sau era aia: Doamne, ce nu suportam să aud căcatul ăla, că învață că pentru tine înveți. Și eram: Pentru mine, serios, cum se face că numai tu te lauzi cu notele mele la vecini? Și încercau să explice amânarea gratificării la un copil de 10 ani care se freacă de canapea când l-a singur acasă. Învață acum și peste 20 de ani o să-ți meargă bine. Eu am 30 de ani, nu știu ce fac săptămâna viitoare. Și încă mă mai frec de canapea.